Facem un lanț de 24 de ochiuri. În cel de-al patrulea ochi de pe lanț, vom începe primul picioruș mare. Numărăm 1, 2, 3, deci aici, în al patrulea ochi de pe lanț, luăm jeteu, întrecem croșeta, luăm jeteu, 3 bucle pe croșetă, luăm jeteu, trecem prin primele două, luăm un alt jeteu și trecem și prin următoarele două bucle. Continuăm cu piciorușe mari până la finalul rândului. Am ajuns la ultima buclă de pe lanț. La finalul rândului, croșetăm 3 ochiuri de lanț. Întoarcem lucrul și începem cu al doilea picioruș mare în al doilea ochi de pe rândul numărul 1. Deci, sărim primul ochi și trecem croșeta în al doilea ochi. În momentul acesta putem începe să numărăm piciorușele. Deci, lanțul de 3 formează primul picioruș mare. Așadar, continuăm cu al treilea picioruș de pe rând. Trei. 21 22 3. Continuăm să lucrăm până ajungem la dimensiunea finală de aproximativ 13 cm. Se observă că la capetele rândurilor avem ca niște goluri. Putem face mai puțin vizibile aceste goluri dacă, în loc să croșetăm ultimul picioruș mare în acest spațiu, vom face piciorușul mare în primul ochi de pe lanțul din cele trei ochiuri, și anume aici. În partea de jos, ultimele piciorușe ale rândurilor au fost făcute direct în lanțul de 3 ochiuri, iar în partea de sus, așa cum scrie și în revistă, ultimul picioruș de pe rând a fost lucrat în primul ochi din cele 3 ochiuri de pe lanț, deci direct în ochiul acesta de sus. Pentru romb, o să mă folosesc de un ac normal cu vârf ascuțit, însă voi avea grijă să introduc vârful acului printre piciorușele lucrate și nu prin fir. Am luat
Cam aproximativ, deci am luat aproximativ 3 metri de fir roz pentru a fi sigură că îmi va ajunge. Începem să lucrăm primul rând al rombului de la mijlocul celui de-al patrulea rând lucrat. Numărăm 1, 2, 3, 4. Practic, pe acest rând va trebui să începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11. Aici este mijlocul rândului. Începem cu prima diagonală. De jos în sus, adică stânga jos, dreapta sus, toate diagonalele de pe rând. 1. A doua diagonală. Din cauza că firul este foarte lung, trebuie avut grijă să nu-l încălcim. Încercăm să lăsăm firul nu foarte tensionat. Și a doua diagonală se începe din capătul de sus. Se termină în dreapta jos. Exact în același loc unde este începută prima diagonală. Trebuie să avem mare grijă cu firul acesta care este foarte lung. De asemenea, foarte important să păstrăm ordinea diagonalelor pe fiecare rând în parte. Al doilea rând va începe din capătul de dreapta sus al primului X. Lucrăm 4 diagonale. Din când în când verificăm că pe spatele lucrului nu avem fir încălcit. Începem diagonalele în sens invers pentru a forma cruciulițele. Continuăm cu următorul rând din capătul dreapta sus al primei cruciulițe de pe rândul 2. Și mergem în diagonală către capătul dreapta sus. Începem rândurile descrescătoare. Acestea trebuie să înceapă în al doilea X, însă nu din capătul din dreapta sus al steluței, al X-ului, ci din capătul din stânga sus al celui de al doilea X. Facem 6 diagonale de la stânga spre dreapta. Facem și cele 6 diagonale în sens invers. Continuăm cu următorul rând descrescător, deci începem din stânga sus
al celei de-a doua cruciulițe. Lucrăm 4 diagonale. Putem încheia lucrul. Torcem pe spate și încercăm să ascundem firul rămas.